Tu ai pierdut copilul? Am avortat. Doctore! Față voi fi cea mai credincioasă și loială fiică. Dar cel mai mare dușman al lui Ali voi fi chiar eu. Uite-te în ochii mei și jură-mi acum, aici, pe viața fetiței noastre, că nu e nimic între tine și arabul ăla nenorocit. Jură-mi acum asta! Ai luat-o razna! Din episoadele anterioare. Tu ai nebunit complet. Cum poți să-mi ceri așa ceva? Te rog frumos, spune-mi dacă te-a lovit cineva. Spune-mi dacă te-a forțat cineva să faci lucrul ăsta. Doar spune-mi, vorbește cum e. A fost decizia mea. I-a salvat viața, dar l-a făcut să sufere. Crezând că, într-adevăr, Sunia a recurs la avort, Mădălin s-a lăsat cuprins de disperare, iar disperarea s-a transformat în ură față de tatăl iubitei sale. La cum te cunosc, ai fi încercat să mă legi de tine. Așa poate înțelegi mai bine. Palma asta te-ar fi durut momentan. Vreau să te las să rămâi singură și să suferi când o să realizezi ceea ce ai făcut Sunia. Aduceți o targă, repede! Larisa a intrat în comă și numai o minune o mai poate salva. Ali își dă seama că averea și influența lui nu sunt suficiente pentru a-i salva soția. Avem o mare problemă. Care? Soția noastră este în comă. Nu! O faci bine! Sau mor de mâna mea! Unii ar spune curaj, alții ar numi o inconștiență. Păcălit de cometa că este rudă cu temutul Ali, Radu s-a și înființat la ușa acestuia. Da. Ăsta e momentul în care o să scoatem picioarele din balega și o să dormim pe saci de bani. Ce vreți? Băi, așa vorbești, mă, tu cu moștenitorii? Mamă, ține-mă că i-o dau! Ține-mă că i-o dau! Adică pe cana pe care ți-am adus-o a fost două ADN-uri? Da. Păi și de unde știu tu care este al lui Daniel? Am zis, dacă una din două se potrivește, înseamnă că aia e. Două probe de ADN, dintre care una se potrivește. Doar că aceasta nu-i aparține lui Daniel, ceea ce dovedește că intuiția lui Mădălin s-a dovedit a corespunde realității. Băiatul Zuleiei nu este și fiul lui Damian. O nouă descoperire pare să arunce o lumină asupra misterului. Înseamnă că Damian este tatăl lui Daniel. Mă scuzați, ce a spus? Ce te interesează pe tine ce am zis eu? Păi am auzit un nume de bărbat, dar probele care sunt comparabile și compatibile cu ale lui Damian Voicu sunt cele ale unei femei. Asta este fiica lui Damian și iubita lui Daniel. Rămâi alături de noi. În câteva momente, intriga și suspansul îți dau întâlnire într-un nou episod din Iubiri Secrete. Eșecul de mai devreme nu l-a descurajat pe Radu. Tânărul e convins că acesta se datorează ținutei vestimentare neadecvate. Bă, cum trebuie să fie, mă, asta? Nu știu, că eu mă uit aici la niște imagini, dar nu prea seamănă. Zici că e abia ieșit din duș. Cum arăt? Bă, îți mai trebuie un sutin, ce rai juc. Mamă! Cât de sexy sunt! Cred că lipsește ceva. Poate asta, ia vezi. A, clar. Cum de nu mi-am dat seama? A? Parcă are și o Emir acum, nu? Ce faceți mai aici? Făceam patul! Poftim? Adică ne făceam un costum pentru Cașcaval Carnaval. De fapt, vrea să vadă cum arată îmbrăcat în prinț arab. Doamne, ferește-mă de moroi!
Asta de unde l-ați luat? De, cred că de la tine, din dulap. Asta e, asta e o... Zi, o... Zi, bă, ce e? O încearcea. Și asta cred că e o eșarfă de-a ta. Arabulez, lasă-mă, stai, nu da mine. Pe bune? Vrei să fii un arab? Eu înțeleg că arăt așa ormar mai mult acum, dar... Da, scopul este să arăta blinză rabă de vrea de măi. Măi, dar eu ți-am dat ție poza tatălui tău. Ți se pare ție că arată a prinț, a sultana, ceva de genul ăsta? Mă, într-adevăr, nu prea, nu prea arată asta. Bă, tu nici nu știi să te uiți la o fotografie măcar. Păi când te uiți la un personaj dintr-o fotografie, trebuie să te uiți după prestanță, măi. Uite-te ce alură are, ce postură are, ce... Când înțelegi? Vorbești de asta de aici? Asta e o statuie. Uite-te un pic în dreapta și o să-l vezi pe tata. Doar zici? O să iau eu un cearșaf din ăla din bumbac, giugiuc, din ăla egiptean și suflat cu aur. Da, da, mai așteptăm un pic să iau și o poștenire de la tata. A noastră. Până primiți voi moștenirea și o să devii tu brinț arab, du-te și mătură curtea. Bravo. Sau nu? Mai bine dă de mâncare la porci. Hai. Este sub nivelul meu. Dar o vei face? Mă duc. Și fă și curățenie. Madeline tocmai a descoperit un lucru tulburător. Iubita lui Daniel este fata lui Damian și, în consecință, propria lui soră. Cred că e mai bine să mă lași pe mine singur să vorbesc cu fușii vecinei mamei tale. De ce? Pentru că tu ești foarte încărcată emoțional și cine știe ce o să spui pe acolo. Așa este, ai dreptate. Știu că suntem pe drumul cel bun, dar în același timp e ceva ce mă oprește. Nu înțeleg. Poate că tatăl meu nu vrea să mă cunoască. Sau poate e un criminal periculos și e în închisoare. Fi avut și mama mea motive pentru care nu a vrut să știe nimic de el. Și cu toate astea, îți dorești mai mult ca orice probleme să-l cunoști, da? Cu orice risc. Eh, atunci eu îți promit că o să te ajut să-l găsim. Și după aia vom vedea ce facem, da? Nu știu cum ai apărut în viața mea. Îți mulțumesc pentru ajutor. De ce nu pot să simt nicio urmă de bucurie în condițiile în care Daniel nu este fratele meu? Ar trebui să mă bucur. Poate din cauza surorii mele, această Tania. Care este îndrăgostea de el? Dacă îi fac rău lui, o voi face pe aia să sufăr și nu ăsta mi-e interesul. Și acum ce să faci, Madeline? Să-l sun pe Damian și să-i spui: tată, știi? Fiul tău preferat, Daniel, de fapt nu este fitul. Oare cum o va reacționa? Cum o să reacționeze? Da. M-ai sunat, ai aflat ceva? Am aflat. Dacă nu era ceva important, nu am fi sunat. Vorbim când ajung acasă. Spune-mi ce s-a întâmplat. Poate să aștepte, am spus că vorbim când ajung acasă. Trebuie să găsesc o soluție prin care să-i spun lui Damian că Daniel nu este fiul lui. A doua zi, Ali și Zuleia sunt încă la spital. Operația Larisei nu s-a încheiat, iar cei doi sunt epuizați de așteptare și cu nervii întinși la maximum. Spune ceva, văd că arzi de nerăbdare să spui ceva, spune! Îți respect suferința. Cum știi tu să spui ce trebuie ca să mă liniștești? Creștinii ar spune că suntem suflete pereche. Chiar dacă tu nu mă mai iubești. De ce să spui așa ceva? Stai liniștit că nu te judec și nu te condamn. La câtă sete de viață ai în tine, ar fi chiar culmea să mă iubești doar pe mine. Întotdeauna ai fost lângă mine în momentele cele mai grele din viața mea. Poate că asta a fost soarta mea. Poate că a trebuit să-mi plătesc datoria față de tine. Doar mi-ai salvat viața atunci când m-ai scos din bordel. Dintotdeauna mi-a fost drag de tine, știi asta, nu? Din prima clipă când te-am văzut acolo, în casa lui Damian.
Da. Mă gândeam zilele astea la Mohamed. Fratele tău? Da, soțul Fatimei. Mă vedeam pe holurile spitalului din Cairo când a fost rănit în explozia mașinii lui. Mohamed acum este martir și este alături de profet. Iar cei care l-au ucis au fost de mult pedepsiți de tine. Cu mâna mea i-am ucis. Dar Larisa, Larisa n-o să moară, o să vezi. Îmi promiți tu? Cum e, doctore? Operația a reușit. Allah fie binecuvântat. Îți mulțumesc mult, doctore. Nu mi-am făcut decât datoria. Numai că următoarele 12 ore vor fi destul de critici. Ai spus că operația a reușit. Cum sunt critice următoarele ore? Inima artificială este experimentală. Primul transplant de acest fel s-a făcut acum câteva luni. Nu știm dacă o să accepte organismul. O ținem cu imunosupresoare, însă... Însă tot va muri, nu? Nu știu, pronosticul deocamdată este rezervat. O ținem la terapie intensivă, sub o atentă supraveghere. Și după ce inima va fi respinsă, ce urmează? Singura soluție rămâne totuși un donator viu. Inima artificială nu a făcut decât să ne acorde puțin mai mult timp de căutare. Allah o să ne ajute. O să vezi. Allah e lângă noi. Dacă e nevoie, am să smulg din piept inima cuiva. Cu mâna mea o smulg. Oare ce caută Tania lângă casa mamironilor? Să fie oare ceva în legătură cu iubitul ei? Ce faci, fiule? Bine, tu? Pe unde am luat? Mai nou trebuie să-ți dau socoteală pentru tot ce fac? Nu, dar e maica ta supărată pe mine. Crede că te ducă pe un domn greșit. E ok, o să stau de vorbă cu ea. Dar ce vrei să-mi zici? Ai timp să mă asculti acum? Sincer, nu. E ceva urgent? Nu, poate să mai aștepte, dar tu unde duci? Am o afacere cu arme. Dar pe tine nu pot stau că ești cam obosit, cam nedormit. Știi? Copii mai târziu. Poate că e mai bine așa. Cu ocazia asta, dacă tu stau acasă, o să vorbești și cu mama. Bine. Iartă-mă, Daniel. Trebuie să afli ce pune tatăl tău la cale. N-a furat el cana aia fără niciun motiv. Tu m-a ajut să-mi găsesc tatăl și eu o să te ajut și eu într-un fel să afli adevărul despre tatăl tău. A mai trecut o zi fără schimbări decisive în viața mamironilor și se pare că Iani încă nu s-a obișnuit cu anumite aspecte. Fii atent, eu am impresia că tu ai ceva cu cățelul ăsta și că și cățelul ăsta nu te place pe tine degeaba, că nu te poți suferi. El privește cățelul ăsta omul drept în suflet. Dreptă? Da, să știi că nu-i ceva, e ceva necurat la mijloc că nu te place cățelul ăsta. Auzi, fă, babă, fă, dar nu poți să-i fac niște farmece să vorbească cățelul. Bă, da, mă, ta, n-ai văzut că pe mine mă place să joacă cu mine, îi dau bățul, merge bățul să mor eu, bre, mai să uită să mor eu, dacă nu, asta e vorba mare, să uită și tu pe suflet. Of, papagale, of, papagale, cățelul ăla n-are nicio treabă nici cu tine, nici cu ăsta. Te iubește pentru că el e venit așa de undeva, unul care nu mai e aici printre noi, s-a băgat în cățelul ăsta. Zău. Da, și nu-i place pe el, te place pe tine. O fi mă ta mare. Pe, o fi mămica vreca, cum e mă mică ta, mămică ta. Chivuța strâmba, da, mă. Mămică ta e fugită, nu-i moartă. Ca să intre în cățin trebuie să fie moartă. Bă, te-ai fugită cu unul mai tânăr. Să mori. Chivuța, bă, ta mare, uite cum zice tatăl. Chivuța strâmba, bă, ta mare. Chivuța strâmba, bă, nu mă tera, ta din gură. Tera, bre, nu mai, că nu e strâmba, bă, eu, bre, eu, ăsta, bre, bagă în ele, e un plic cocoșată, dar nu e strâmbă, să știți, mamă, să mor eu că ai scos un porumbel pe gură, chivuța strâmba, care nu te putea suferi, mamă. Nu te iubea deloc. Mama lui, limpita asta de Aristotela. Pardalian e mândru de rezultatul primei sale misiuni, astfel că nu s-a mai obosit să-și anunțe vizita la Marele Șef. Oh, ce bun! Foie verde m-a tostat. Ce bine e să fii bogat și să stai și într-un palat, măi.
de blăi, mă. Hai diri 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 pa pa. Hai diri 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 pa pa. Ce cauți în casa mea? Aoleu. Habibiule, să trăiește, mire. Ce faci aici? Păi am vești grozave bune și mă mult. Zi, zi. Damian. Am găsit momeala. Cu undiță, cu tucaștuca. Adică? Păi adică a pus botul, boss, a pus botul la povestea și la vrăjala la matale cu... Și? Jucărelele. Și? Păi s-a dus să ia jucărelele. Foarte bine, și tu ai să-l ajut să ia jucărelele. Da. Eu? Da. Păi de ce? Așa Damian va avea mai mare încredere în tine. Stai, 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 bossule, adică eu să te fur pe matale, nu? Nu, 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 nu cumva e o capcană? Nu mă fur pe mine. Furi un rus. Un rus? Aoleu! Păi și pe urmă? Pe urmă, Damian va avea mai mare încredere în tine și tu mi-l aduci pe tavă ca pe un miel la tăiere. Pleacă. Doamne, un rus! Aoleu! Ascultă! Da, boss. Să nu mai e nimic altă dată din casa mea. Te rog să mă ierți. A fost așa, din obicei, du-te, din obicei. Du-te. Auzi? Da. Vezi ce faci cu rusul? Da. Rușii sunt foarte răzbunători și odată... Adică să-ți ia capul matale? Nu mie, ție. Mie? Ah. Aoleu! Da, da, da. Aoleu! După o noapte albă petrecută la spital, Zuleia s-a întors în sfârșit acasă. Rămasă singură, se poate gândi la adevăratele ei probleme. De ce nu răspunzi? Doamne, Sonia, ce ți-au făcut nenorociții ăștia? Tu umbli acolo prin deșer din cauza năpârcii de Fatima. Și eu nu pot să te ajut. Cine e? Alo? Alo, mamă, mă auzi? Sonia, fata mea, tu ești? De unde mă suni? Am făcut rost de un telefon de la cineva de aici. O să te mai sun eu când pot. Nu pot să vorbesc foarte mult acum. Dar spune-mi, tu ești bine? Unde ești? Sunt bine, sunt bine. Copilul e bine, dar sunt urmărită pas cu pas. Mădălin ce face? Știi ceva de el? Nu știu, nu știu, dar dacă vrei, mă duc să vorbesc cu el. Nu, nu, stai liniștă, nu-i spune nimic. Vreau doar să știu ce face. Te las acum, o să te mai sun eu când pot. Deci iar îl trădesc pe Ali? O să-i spun soțului nostru că ai vorbit cu fiica ta. Ajunge! Pe mine poți să mă chinui cât vrei, dar dacă îi mai pronunți o singură dată numele fetei mele, te voi omorâ cu mâna mea. Și pe urmă, Ali te va omorâ și pe tine. Nu prea cred. Tu uiți un lucru, Fatima. De mici copii ne jucăm cu mătrăguna și argintul viu. M-a menit? Arăt eu a femeie care să amenințe? Nu. Eu îți promit. Te voi otrăvi. Nu vei îndrăzni. De unde știi că n-am făcut-o deja? De unde știi că nu ești deja moartă? Și că încă n-am ales momentul când să te arunc în groapa? Ți-e frică? Văd asta în ochii tăi. Ai de ales. Cu mine, în viață, sau dușmancă moartă. Ți-am găsit punctul slab, Fatima. Ești la mâna mea. Larisa este acum în afara oricărei primejdii. Ali a așteptat cu nerăbdare ca soția sa să se trezească din anestezie.
De ce ai mască pe față? Ca să nu-ți dau vreun microb. Sunt slăbită. E normal. Ai o inimă nouă, dar e normal să fii puțin slăbită, dar ai să fii bine, iubita mea, ai să fii bine. Dar ce se întâmplă cu inima mea? Simt ceva ciudat. Nu mai era bună. Inima asta artificială e cea mai bună soluție pentru momentul ăsta. Păi și amintirile mele, sentimentele mele au fost aruncate odată cu inima mea la gunoi. Viața ta începe azi. O să încerc să mă obișnuiesc cu asta. Când ai să te faci bine și ai să ieși de aici, plecăm în lume. Eu nu vreau să plec nicăieri, vreau să rămân aici. Dar mai e mare, o putem cuceri împreună. Ali, îți mulțumesc că mi-ai salvat viața. Dar eu am o singură dorință. Orice dorință, orice dorință ți-o voi îndeplini. Accept să fiu soția ta. Dar te rog frumos, lasă-mă să-mi văd prietenii. Eu sunt țigancă și asta nu o să schimbe nimeni niciodată, nici măcar o inimă nouă. Așa că după ce ies de aici, te rog frumos să mă las să duc o viață cât de cât normală. De ce? Pentru că nu pot să trăiesc închisă ca și într-o colivie, nu pot să trăiesc izolat, Ali. Să voi împlini orice dorință, orice vis. Dacă mă iubești tu așa cum spui, cred că știi și câte ceva despre noi. Așa că știi că nu putem trăi închiși ca într-o colivie. Gata. Eroina noastră trebuie să se odihnească. Vă rog. Tot ce vrei tu, iubita mea, tot ce vrei îți voi împlini. E zi de instrucție la Mamironi. Noul membru al familiei trebuie să demonstreze că poate deveni folositor la nevoie. Tu să nu fii duduc, fă de frumoasă, ești fa tu. I-ai spus ghear de rușii mâi ca să nu se dea ochii mâi, fă. Auzi, fii atent, i-am băgat lui Iani și crezi că l-am speriat, l-am băgat în boli pe ăsta. I-am băgat, nu fii ciur tu, că chevuța, adică soacră sa chevuța lui Iani, s-a băgat cu sufletul în cățeaua asta. Bine că mi-ai zis, deci cum chevuța o chema pe soacră sa? Așa că n-ai fost la nuntă, chevuța o chema pe soacră sa. Băi, e clar că trebuie să faci ceva! Ce? Ia zi, bre, ce să fac? Hai, nu știu, să ne vezi ce vrei, să mă duc să muncesc eu în locul tău? Păi ce vrei, bre, să fac? Ce vrei, bre? Hai, băi, ia așa, bre, gata! Nu mai răcnișă! Solu! Cum mă, ce vrei să fac? Păi trebuie să fac vorba lui tatu, să pui mâna să muncești. Uite, de exemplu, să... Plimbe câini. Lasă, bre, cu câini! Te duci cu Lesa, adu vă 20 frumos, îi duci în parc, să facă și ei pipi. Da, vreau să rădea alea, alea! Să face alea, bani, alea. Să face bani! Bă, tata, dacă nu vrea câini, zdrebe! Se da. Arată cu girafa afară! Vopse muncăl! Azi, azi, ia uite ce e! Ia uite, bine aici, bine la tata! Auliu! Ia uite aici, că mă doare mâine! Haide! Haide așa, uite așa, uite! Ia uite la asta. Ce? Ți-e frică, hă? Ți-e frică? Haide, mă, nu te mai sclifose, mă. Pune-mă mâna pe ea, mă, puțin. Mușcă, bre? Fă! Chivuțo, unde ești, fă, chivuțo? Cine? Cum? Cine? Fă! Cine? Cum? Chivuța! Ia uite-te tu foarte atent la cățaua ta și spune dacă nu seamănă leit, poleit cu soacră-ta chibuța, bă! E băgată înăuntru, dă-i un pupic. Ia, pune mâna, pune mâna pe spate. La când este de a banii, era bună chibuța. Dar n-am copat-o pe chibuța, nici măcar când i-l-a făcut. Hai, pune mâna pe copașul. Hai, pupă! Nu pup! Mă, Morirai, nu pup! Morirai, tăi! Domnul Daniel! Domnul Daniel! Dar ce onoare dacă în fapt onorez această onoare pe care dumneavoastră mă onorați să vă primez la mine casă. Ce are, ce are? Bă, la copilul, ia te aștrași dracu acolo. Da, în jos. Aș vrea să vorbim despre transportare. Da, hai, te aștept. Afară, da. Vin acum. Pupă-mi bot, imediat. Dar
Dacă nu poți în bot, în partea aia la altă. Da, băgat așa în perfuzii, tăticule! Ne-a lăsat cu cățelușa, cu sacretarul. Ibuța, bă! Hai, fa, du-te după... Mai curite! Tania nu-l slăbește din ochi pe Damian. Oare va reuși să-l urmărească în continuare, fără a fi descoperită? Ce faci, pe unde ești? Aștept pe cineva, tu? Uite, am fost la adresa pe care mi-ai dat-o și am vorbit cu toți vecinii, dar nimeni nu pare să-și aducă aminte de numele tatălui tău. Mama ta și-a ascuns viața personală destul de bine. Asta este. O să vedem ce vom face în continuare. Am puțină treabă acum. O să fac în continuare tot ce pot să-ți găsesc tatăl, îți promit asta. Acum o să te las, că trebuie să mă întâlnesc cu cineva care se pricepe mai bine la găsit oameni ca mine. Te pup. Iubitule, știu că o să mă ajuți, dar trebuie să aflu și eu ce până la calitatea tău. Natalia nu mai știe nimic de prietena ei. Pregătirile pentru marea ceremonie au absorbit-o cu totul. Natalia, tu ești? Am venit imediat ce m-ai sunat. Mulțumesc. Să știi că chiar aveam nevoie de o față prietenoasă. Dar ce se întâmplă cu tine? Ce ești închis în camera asta izolată? Ei, nu contează. O să mă fac bine. Mai bine povestește-mi despre tine. Îmi face bine să te aud. Mai am puțin până la nuntă. Sunt tare emoționată. De ce? Dar ești de foarte mult timp cu Sorin, nu? Da, dar am avut o perioadă în care nu știam ce să cred. Sorin se cam răcise de mine și era cam distant. Ai vorbit cu el? Da. Și ce ți-a spus? Că mă iubește și că vrea să-și petreacă tot restul vieții alături de mine. Larisa, de ce plângi? Sunt emoționată pentru tine. Nu știi cât mi-aș dori să fiu în locul tău acum. Poate reușesc să ajungi la nunta mea și să vedem cum facem să divorțez de monstrul ăla de soț al tău. Lasă. Mai bine gândește-te la tine. Eu acum trebuie să plec. Mai am multe pregătiri pentru nuntă. Dar o să mai vin să te văd. Da. Te faci bine. Dacă misiunea decurge conform planului, Pardalian ar trebui să câștige încrederea lui Damian. Cel puțin așa crede el. Prietene, vezi că dacă nu spui adevărul, știi ce devii? Ce? Aripioare picante. Aoleu, să-mi sară ochii dacă te mint, ai să vezi că totul o să fie foarte bine, boss. Bine. Omul nostru. Cumva trebuia să vii singur? Te rog frumos, mută pixul ăla de pe mine. Mută! Cine e ăsta? Aoleu. Păi ăsta e ăla care o să-ți dea banul pentru marfă. Barosan rău. De unde știe că nu e informator de la poliție? Prietene, dacă tu crezi că sunt informator, bagă mâna în țeastă. Pe loc, aici, acum. Ok, îl sun pe Ali să verific. Sună-l, sună-l! Dacă vrei să te trezești cu toată arăbimea pe cap aici, sună-l! Adică? Adică el nu știe ce știe toată lumea. Și anume că nevasta lui Ali e bolnavă în spital. Și nu știi ce știe toată lumea, că nevasta lui Ali bolnavă în spital e fata mea. Și nu știi ce știe toată lumea, că dacă nevasta lui Ali bolnavă din spital e nevasta mea, ce sunt eu cu Ali? Cu scrii? Păi vezi. Și dacă eu sunt cuscru cu Ali, păi tu crezi că el o să fie fericit, bă? Că tu nu-l crezi și nu dai încredere la cumnatul de la el? La cuscul de la el, vreau să zic, adică eu? În fine, o să verific și pe asta. Verifică! Până să verifici tu ce vrei, verifică banii. Domnilor,
Aici aveți o ladă. Restul este în depozit la Ștefănești. Și de gățeapă? Mai bine te gândești cum scoți o de acolo, pentru că este plin de poliție. Ciao. Ciao, ciao. O, Doamne. Ce, mă? Ciao, mă. Ciao, mă. Ce tu, tahicardie, ce-i? Ce să-mi iau șeful? N-am nimic, să-mi sară o... Sufle așa greu, zi. Pă cum să nu suflu, firar, mama lui a... Că ăștia care umblă cu pixuri de-astea nu e sănătoși la capul, dar te-ți capă degețelul, prr, și ai murit pe loc. Asta așa e. Păi? Da. Samoram, ia-l pe Madalin și vă duceți să mutați niște mobile de lux în București. Da. Cum de ce? Că nu mă întine și în Madalin am încredere? Da, exact. Ce ziceai că am eu crahab ca cărcim, mă? Cardie, mă, de la Cardeală. Aaa, cardie de la Cardeală. Ai văzut că ai înțeles? El, dracu, boss. Auzi, eu zic să ne tirăm de aici. Cu jucării sau fără? Păi nu vine ăla de la-i sunat să-ți ia jucăriile de aici? Hai. Tania a aflat ceva îngrijorător. Oare ce are de gând să facă în continuare? Haide, Daniel, răspunde odată ce faci. Asta e trădare și să am grijă să-și primească pedepsa. Cine trebuie să-și primească pedepsa? Tu parcă ești Tania, iubitoarea Daniel, nu? Da. Da? Mișcă-mi. Mișcă-mi, zis. Ce e? Iartă-mă, Habibi, deranjez? Ultimele vești au fost de natură să-l readucă pe Ali pe linia de plutire. Speranța a renăscut în sufletul îndrăgostitului soț. Da, Larisa se simte bine, operația a reușit, totul merge conform planului. Atunci nu o să te superi pe mine că ți-am pregătit o surpriză. Ce surpriză? Spune-mi. Am zis că meriți puțin timp doar pentru tine și... Ți-am adus niște dansatoare. Dansatoare? Bravo, bravo, minunat dansatoare, sigur că da. Ziua asta merita, într-adevăr, sărbătorită, Adule, să intre. Ah. Ce facem? Taci și dansează, că altfel își dau seama ăștia că suntem băieței. Băieței. Ei tu, brunețica, tu întoarce-te spre mine, tu. Apropie-te, ce ești rușinoasă, apropie-te, vreau să... Îmi dansez aici, în față. Haide, vină. Trebuie să iau rochia, să vorbesc cu fotograful, să iau florile. În ultima vreme, relația dintre Natalia și Sorin s-a răcit. Amândoi simt asta, dar niciunul nu îndrăznește să o recunoască unul față de celălalt. Iubito, lasă tortul un pic și listă și pix și tot că ești foarte agitat. Viitorul tău soț are nevoie de tine. Vreau să stai de vorbă cu mine. Dar ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu am prins și noi un moment când suntem noi doi. Vreau și eu să discut cu tine. Ai lipsit toată dimineața. Dar chiar unde ai fost astăzi? Am fost să vizitez pe Larisa. Păi, și cum ai intrat? Nu era păzită de bodyguards? De unde știi că e păzită de bodyguards? Păi mi-ai zis tu!
Tu mi-ai zis, păi de unde era să știu? În fine, marele arab i-a dat voie să vorbească cu prietenele ei. Era slăbită, săracă. Și cum se simte? Părea mai bine, dar e palidă. Când i-am povestit de nuntă, s-a emoționat. A început să plângă. Nati, poți să vii puțin? Mă strigă mama. Așteaptă-mă aici. Doar, mă simt ca ultimul. Și Natalia și Larisa mă iubesc și o le fac nefericite pe amândouă. Ce se întâmplă cu viața mea? Ce fel de om sunt? Tania este în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Fluturaș, deschide pliscul și scuipă tot. Hai. Nu am nimic de ascuns. Îmi caut tatăl și atât. Ia auzi. Își caută tatăl și atât. Poate că ești matale tatăl ei și habar n-ai. Ce glumă bună, Romule. Da, dar să știi, bossule, că eu nu vreau decât să te ajut. Să te ajut și atât. Da, bine, mă ajuți dacă îți văd mersul de la spate, hai. Adică să mă tirez? Cam așa ceva. M-am tirat? Te-am pupat. Ce frumoasă ești, păcat, păcat. Ce nu-mi plac mie martorii. Dar știi de ce? Cam așa puseie de conștiință și varsă tot. Nu vreau să te torc. Îl suna pe Daniel. Ce ai de gând? Păi în prima fază aș vrea să știu și eu de ce mă urmărești de azi dimineață. Pentru că asta faci. Și să nu crezi că n-am observat. Și în a doua fază vreau să știu ce ai de gând cu fiul meu. Ți-am zis că îmi căutam tatăl. Tași dracu de-n gură și varsă tot acum aici, da? Deci, de ce mă urmăreai? Iubire, ești frumușică, îmi place. Dar nu dialogăm și chef de monologe n-am. Hai, te pupa. Bine, te urmăream pentru că am văzut când ai furat cana din casa lui Daniel. Și vreau să știu ce ai de gând cu ea. Ce de gând cu ea? Ai văzut că putem să și dialogăm când avem un subiect de conversație? Hă? Se poate, deci. Hai, mai zi, mai zi, mai zi. Ce ai de gând să faci cu Daniel? Vrei să le scruzi cu totul din afacerea asta? Am înțeles. Hai să... chit-chat, a? Tu oricum o să dispari, știi? Așa că o să spun și adevărul. Nu. Daniel nu știe ce fac eu. Ești mulțumită? Ia vină mai aproape, ia-o și pe prietena ta de mână și veniți. Oare cine să fie timidele dansatoare exotice? Așa, hai, hai, mișcați-o. Ce e cu fetele astea? Nu știu. Cel de la care l-am angajat a spus că sunt profesioniste. Frățiorul meu, băgă un dans repede, că altfel ne găsim sfârșitul aici, acum! Hai! Blasfemie! Morat! Cine sunt ăștia? Cine sunt maimuțoi ăștia? Ce maimuțoi, tăticule, că suntem noi copiii tăi! Poftim! În genunchi! S-au murit ca niște câini! Stai ușor, bre, că n-am făcut nimic! Ce tragi de mine, că amețesc? Cine sunteți voi? Voi sunteți fiii mei? Da, tăticule! Poate sunt niște ucigași plătiți! Ăștia ucigași plătiți? Uite de ce tu la mudră lor! Ăștia ucigași plătiți! Cine sunteți? Nu prea ești perspicace tu, așa tocmai ți-am zis că suntem fiul lui Ali. Fii mei, da? Ai că e chiar comic. Și cine e mama voastră? Și ce dovezi aveți că sunteți fiii mei? O poză. Bă, eu tot am veștile importante.
Avem o poză. De unde aveți poza asta? Spuneți acum sau muriți! Dacă nu se întâmplă o minune, Damian o va avea pe conștiință pe propria-i fică. Și zi-mi ce ai de gând să faci acum. Să te ucid, dar nu să te iau de soție. Bine, uite, lasă-mă să plec și stormi că nu o să mai auzi niciodată de mine. Ce vorbești? Ia auzi. Îmi pare rău de Daniel, nu de tine. Da, e prea mare și revine. Te rog, lasă-mă să plec. Întoarce-te. Fie rândă cum facem. În câteva secunde ești în rai, în iad, depinde de ce ai făcut. Ai înțeles? Tată, ce faci? Ce să fac, o ucid? Te rog frumos, liniștește, te calmează, te lasă pistolul jos. Asta a văzut tot, m-a urmărit de dimineață. Te rog frumos, înțelege că n-ai cum să omori pe fata asta. Bă, tu vrei să-mi aducă miliția pe cap? Asta vrei? Zi! Lasă pistolul jos, te rog frumos, vino să ce? Vorbim. Ce vrei, Madalina? O singură dată în viața ta, te rog frumos, ai încredere în mine și las-o să plece de aici. N-am cum să am încredere în tine. Nu vrei să faci asta. De ce? Pentru că ea este sora mea și fiica ta. Și n-ai zis nimic? Sper că nu m-ați mințit, românilor. Dar de ce să mințim? Uite-te la fața mea. N-am eu față de musulman adevărat. Am mai mințit noi. Dar chiar așa, niciodată. Nu vine să cred că mâine te măriți. Fetița mea pleacă de acasă. Mamă, zici că plec în lume. Nu o să te părăsesc, o să ne vedem în continuare. Zuleia m-a amenințat că mă otrăvește. Știi doar că mă urăște. Și noi, mână? Prima mea soție să te otrăvească? Vrei să rămâi aici? Sau vrei să te duci în deșert? Ce faci, mă? Mă îmbăt, după cum bine vezi. E perfect atunci, pentru că de asta am venit și eu. Viața ta începe azi. O să încerc să mă obișnuiesc cu asta. Din episoadele anterioare. Ai să te faci bine și ai să ieși de aici. Plecăm în lume. Larisa are acum o nouă inimă, una artificială. Accept să fiu soția ta. Dar te rog frumos să mă las să duc o viață cât de cât normală. Ali s-a mai liniștit, dar e conștient de faptul că asta e doar o soluție provizorie. Inima artificială este experimentală. Primul transplant de acest fel s-a făcut acum câteva luni. Alo, mamă, mă auzi? Sunia, fata mea, tu ești? De unde mă suni? Zuleia îi este în continuare supusă lui Ali, dar gândurile ei zboară neîncetat la fata ei, aflată acum departe, într-o lume ostilă. Ei tu, brunețica, tu, întoarce-te spre mine, tu. Radu și Ionuț au avut geniala idee să se deghizeze în dansatoare orientale pentru a putea ajunge la Ali. Îmi dansez aici și în față. Mafiotul însă nu le-a apreciat deloc inițiativa. Repede, că altfel ne găsim sfârșitul aici, acum! Hai! Blasfemie! Murat! Cine sunt ăștia? Cine sunt maimuțoii ăștia? Vezi că dacă nu spui adevărul, știi ce devii? Ce? Aripere picante. Tania a vrut să știe cât mai multe despre Damian și l-a urmărit peste tot. Surprinsă, spionând, fata a fost cât pe ce să-și piardă viața. Și zi-mi ce ai de gând să faci acum. Să te ucid, dar nu să te iau de soție. Tată, ce faci? Dacă vrei să vezi reacția lui Damian la dezvăluirea fiului său, rămâi alături de noi. În câteva momente începe un nou episod încărcat de suspans din Iubiri Secrete. Nu vrei să faci asta. De ce? Pentru că ea este sora mea și fiica ta. We'll be right back.
Iubitule, uite, am făcut cafeaua aici, te rog frumos să spui tu zahăr.